Domnule, vă salut pe toți. Întârzierea, vă dați seama că nu mi se datorează mie, ci vouă de data asta. Să-mi spuneți, vă rog, dacă se vede și dacă se aude. Dacă se aude, în special. Merge. Gata, domnule. Altceva. Dacă merge, ne bucurăm teribil. Aia zic și eu. Să trăiești sponsorat, okay. Valentinus, vezi că te iau în primire, că m-au enervat, te ia puternic astăzi. Salut, suflet vișin. Michi, bună seara. Mike, să trăiești. Ion Lucian, să treci, mersi frumos. Bă, Claudiule, ce mi-ai trimis tu, o să vorbesc acum la început. Florin Alexandru, hai noroc. Herman Ștaru, bă! Hai, îmi bucur să treci. Mamă, deci m-au enervat, chiar crezut că mă bui operația în cap. Adrian Petru, să trăiești. Ludo, hai noroc. Merge drăcia. Să vină americanul pe el și o să nu vină. Să vină, domnule. 10 secunde, mă scuzați. Claudiu, ce mi-ai trimis tu de la voi, o să dezbat acum la început, dar stai un pic să mai înțe 2-3. Marius, nu știu câtă nevoie aveți voi de mine. Da, dacă tu chiar asta crezi, mă bucur. Înseamnă că fac și eu ceva util. Cât de cât acolo. Mai stăm să mai înțe 2-3. Să nu vorbim de 7 ori același lucru. Valentinos, nu. Rare să trăiesc. Să trăiești. Giureștina, hai noroc. Mlade, să trăiești. Libertate pentru sporte. Din păcate, nici pe subiectul ăsta nu avem veștile total bune. Doar o parte. Să sperăm că Eterno Casual Live. Vă salut, fraților. Vă salut. Vă salut pe toți. Florin State, să trăiești. Mersi. Mersi de la live. Nu, celălalt. Mai stăm un pic să mai țin. Bine, eu pot să vorbesc și cu 50 de oameni, nu e problema, dar după aceea trebuie să mă repet și nu e ce trebuie. Până mai înțeleg, mai dați și voi un like, mă scuzați, 10 secunde, nu plec mai mult. Rareș Cătălin Eugen, domnul Eugen Bujor, cu respect, domnul. Minimal feeling, să trăiești. Dacă poți să vezi live-ul, e altceva.
Bravo. Bravo, do. Hai că zici că stau în cap. Rare să trăiești, tata, să fii sănătos. Bă, ce m-au putut enerva, idioție. Ferească Dumnezeu. Nu picior să trăiești asta. Cotele apelor Dumnezeu, da? Toți la costum. Bine și tu, Claudiu. Claudiu, stai să mai citesc o dată ce mi-ai dat. Bine, nu citesc tot asta, că nu cred că are sens, nu? Snucăr, te salut, frate. Băi, Claudiu, dar voi sunteți clubul gazdă, că asta n-am înțeles. Urât, om. Sărbeau, eu măcar îmi asum, știi ce zic. Bătrânule, să trăiești. Rare ești 95, noroc. Deci voi sunteți clubul gază, mai bine. La gete, salut. Silviu Cristian, să trăiești, tată. Dacă retrogradează Dinamo, păi nu știu, stai să vedem etapa asta. Băi, internați-vă, nu vă luați de lume pe aici, vă rog eu frumos, Rare și cu Flori, nu vă luați de lume, că nu e ce trebuie. Lasă, se certă ei pe alte canale, aici nu-mi place cu treaba asta și nu-mi place să se ia nimeni de nimeni. Vă rog, fratele vostru, frumos. Hai să lăsăm astea, că nu sunt ce trebuie aici. Dacă vreți să vă certați cu cineva, certați-vă pe alte canale, vă rog, fratele vostru, frumos. Dacă bate rapid pe UCS-ul, băi, Cătăline, mergi foarte greu. Ăla-i singurul meci din etapă pe care n-am pus bilet. Mă rog, ce bilet, că deja m-au scos primul meci. Marius Valentin, să trăiești. Deci m-au enervat aia crunt. Vlad G, eventual acolo, dacă vor, nu știu. Dacă îi lasă din, că-i treaba lui. Aici nu se certe nimeni cu nimeni, că nu asta e ideea canalului ăsta, să se certe oamenii sau să măscărim pe X, pe Y, pe Z, că nu e ce trebuie. Nu se face. Nu e o șmecherie. Cinere, să trăiești. Bătrânule, nu m-ar mira nimic. Riciule, pui pariu cu mine că nu bătesc cu 3-1. Nu pune pariu cu alea, pe pal și cu alea, că știi bine că nu plătești. Stai dracu cu minte că te fac drept la oamenii ăștia. Nu încerca o vagabonțeală cu noi aici, că nu e... Sponsorache, să trăiești. Pentru operație estetică, nu mai fi urât. Mersi frumos pentru 5 regine. 5 regine, mâncava și gura voastră. Mersi frumos, minimal feelings. Tot ură să mâncați așa pe... N-ai ce să-mi faci. Vic, să trăiești. Încă o dată, mersi frumos pentru donație, minimal feelings. Tot ură să mâncați așa vreodată. Da, Mladen, stai un pic, acum discutăm subiectul cu Timișoara. Hmm.
Bătrânule, știi ce zic, știi și tu. Hai să o lăsăm așa că e. Sponsorile salut o paia mică din partea mea. Și zic are noroc că nu mă cunoște. Nu te mai uita cu fetița la mine, băi nebunule, sponsore, că se sperie copilul, ești nebun. Cătăline, să trăiești. Mama, Andy, când văd Sibiu, deja mi se întunecă privirea. Andy, sunt supărat fleșcă. Sponsorul e ce trebuie. Așa. Băi, băieți, mi-a trimis un băiat de la Timișoara pe pagină, mi-a trimis o, nu știu, un comunicat al clubului, nu știu cum se numește în penia aia, în care au spus că la meciul Timișoara cu praful și cu pulberea, mersi frumos pentru donație, frățioare, mersi frumos. Octavian, te salut. Deci revenim. Clubul gazdă, în speță Poli Timișoara, o să-l numesc Poli Timișoara, că se cheamă SCC, nu știu cum, în fine, Poli Timișoara, clubul gazdă, le transmite suporterilor că nu au voie cu portavoce și cu stație de amplificare. În Liga 3-a, da? Cu Pecica, sper că am reținut bine meciul. A, cu Peciu nou, ce e Peciu nou, că nu știu ce. A, deci Pecica e altceva cum ar veni. Yeah. Stai un pic, Claudiule, că nu m-am uitat la ce meci. Mironele, să trăiești. De ce SES Politehnica .ro? Așa, uite că... Băi, ăsta, Claudiule, să zici la ea să mă cinstească, că le-am făcut reclamă gratis. Alex, să trăiești. Păi știu eu, mă, Minimal Feelings. Mă aștept la orice. Alex, Laur, vă salut. Deci, băi, fraților, zic, pe bune, uite, scrie aici, pe mi-a trimis băiatul ăsta, pe, crezi că ne bagi joc? Deci, n-au voie, băi, atenție, sunt clubul gazdă. Deci, de reținut, da? Nu au voie spectatorii lor, cum ar veni, cu portavoce și cu stație de amplificare la meci. Ce ziceți de treaba asta? Mie mi se pare ceva de noaptea mintea. Deci așa ceva, bă, clubul tău, bă, Poli Timișoara, galerie veche, ce trebuie. Păi bă, păi voi vă bate joc și de suporterii care v-au rămas, bă? Care vin după voi până toate gropile alea și până toate alea. Bă, voi ați nebunit de tot, bă? Paule, nu facem politică aici, frățioare, dar întrebarea ta nu era, să știi. E posibil, da. De sânge. Același RH, cum era o melodie la timpul noi, dar nu știu dacă ai vârsta necesară să cunoști melodia asta. Alex Petruș mi-a trimis omul, nu scris de el bătaie de joc, mi-a trimis omul o foaie din aia. Nu știu cine interzice, clubul Poli Timișoara, așa înțeleg. Giuleștina nu e pe pagina jandarmerie, frate, e pe pagina clubului Poli Timișoara. Uite, că și că Pantilimon. Poftim, uitați. Mie Pantilimonul, Costel Pantilimon, portarul, ca să ne înțelegem despre cine e vorba, fostul portar, omul a umblat și el până Occident, adică nu e chiar o găină. Eu aveam o impresie foarte bună despre el. Nu știu. Nu știu ce să zic la treaba asta. Eugenie, să știi că mi-e dor de asta, bă, frate. Cred că vin, să știi. Dacă sunt liber, vin. Da, pseudonim. Fostul portar, Costel Pantilimon. Băi, Ludo,
Stai un pic, că nu mai e Caterina. Băi, deci dacă clubul tău îți interzice, bă, la un club de tradiție, că aici nu vorbim de, nu știu, nu vreau să jignesc alte echipe, dar scuze o secundă. Circolo că o să treci, că aici nu e vorba de cine se trezește și cine nu se trezește, mă. Eu te înțeleg pe tine, știu ce-ți. Răzvan Șang, te salut. Da. Aici nu mai e cu oră cu alea. Să treci, Remuse. La ore, pe asta se vrea, tata. Bă, dacă la Timișoara să, bă, e interzis să porta vocea pe stadion, bă, voi vă dați seama în ce hal s-a ajuns? În Liga 3, atenție. E bine de specificat lucrul ăsta. Uite, acum trebuie să fac reclamă club, paginii oficiale de la Timișoara, să nu se înțeleagă greșit, dar n-am încotro. Deci este sspolitehnica.ro. Intrați acolo și vedeți comunicatul cu ochii voștri. Dacă vouă vi se pare normal așa ceva în 2024 și mai ales la Timișoara, să ne ferească Dumnezeu, dar am luat-o brăila, bă, băieți. România a luat-o pe un drum greșit, bă, fraților. Băiatul din vecin, te salut. Bă, deci atenție, Timișoara are meci acasă, nu afară. Să zici, domnule, nu-i primim pe aia, că facă drec. Are meci acasă. Atenție. Și este vorba despre o portavoce. Eu înțeleg, gata, nu mai se intră cu tot felul. Bă, dar nici chiar așa, bă, că lași să trăiești asta. Ce vorbești, bă, că e mai rău. Da, deci nu au voie băieții la Timișoara cu portavoce. Felicităm decizia acestui club de tradiție care a fost ținut de suporteri, băi, vagabonzilor. A fost ținut de suporteri în viață, băi, ăștia, băi, Costele, bine, nu te uiți tu la noi. Portar ce trebuie, umblat și tu până Occident, ce dracu, bă, chiar ați nebunit? Bă, chiar ați nebunit de tot? Cosmin Gabriel, te salut. Deci încă o dată, băi, Costel Pantelimon. Pantelimon. Bă, tată, nu se poate așa ceva, băi. Nu știu dacă te uiți la live-ul ăsta, bănuiesc 99,99% că nu te uiți. Dar dacă mai taie cineva, dar să nu tăiască, vă dau canalele jos, v-am spus. Așa. Toată țara aia așteaptă pe Timișoara în Liga 1. Galerie frumoasă, mergi într-o deplasare civilizată, cu lume, cu ambianță, cu alea. Păi voi le tăiați ăstora. Elan, ați nebunit? Că mai sunt, nu mai sunt nici cei ce erau odată Timișoara. Și aici poate să supere Timișoara pe mine, dar asta e realitatea. Și e și normal să nu mai fie. Bă, tată, da, ăștia care sunt, au ținut echipa în cărți, bă, tată. Că Liga 2, că Liga 3, că să mai aud niște chestii urâte. Bă, până una alta, suporterii echipei Poli Timișoara și-au ținut echipa în cărți. Da? Și voi vă bate joc de proprii suporteri, bă, chiar ați nebunit? Știți că de la anul accesul pe stadion se face pe bază unui edit digital care înseamnă amprente date biometrice? Nu m-ar surprinde, de ce este mint? Nu m-ar mira. Da, nu m-ar mira asta, să știi. Alex, sunt de acord cu tine, să dea Dumnezeu să revină Poli Timișoara în prima ligă. Dar momentan nu e stadion, zic că fac două, stai să vedem, că momentan bă că se ocupă de portavocile suporterilor. Aia e problema Timișoarei. Că intră galeria lui Timișoara cu portavoce. Restul merge brici. Claudiule, pe ce loc, sau cineva de la Timișoara, nu Claudiu neapărat, pe ce loc sunteți în Liga 3-a? Că, sincer, nu m-am uitat. Pe 2. Cu șanse la să intrați în barajul ăla? Alexandrule, să trăiești.
Da, bătrânule, bine, asta a remarcat toată țara. România este o țară care merge prin și suporterii sunt cei care încurcă. Asta am înțeles-o. Aia e bihurul mai tare. Eugene, pui să fii convins, tata. Uite, a zis cineva, e bine să vină Timișoara, să vină Brașovul. Am mai zis el acolo pe cineva, dar uite că n-am apucat să văd. Huliganii vechi merg la stadionul Alex Petrescu. Bine, nu, ăia cei mai vechi, că iau acum 60 și ceva, 70 de ani, ăia care au inventat fenomenul. Ăia poate mai puțin, dar ăștia mai generația mea și un pic mai mare, îți dai seama că mai merg. Bătrâne, dacă ajunge să înțăm cu vuvuzele și cu jobene, prefer să stau acasă. Știi ce zic? Nu, nu l-am șters. Nu, păi de ce să-l șterg? Nu se mai găsește momentan, dar de șters nu ești, stați liniștiți. Timișoara merită în Liga 1, eu am spus că nu merită. Da, uite, uitați-vă și voi ce se întâmplă. Da. Deci uitați-vă, v-am spus care e site-ul oficial al clubului, uitați-vă ce e acolo. Dacă e admisibil așa ceva la un oraș ca Timișoara, să mă ierte Dumnezeu, da. Nu știu dacă e tocmai ce vreau. Adică o bătaie de joc. Și încă o dată, nu mă așteptam la un om cum e Costel Pantelimon să facă treaba asta. Adică dacă era vreunul săracul de... A descoperit și el fotbalul la Timișoara cu 3-4 ani și nu știa cât e ceasul, atunci era altceva. Vrem Poli și Steaua, na. Foarte corect. Foarte corect. Băi, bătrânule, stai că noi luăm încă trincă, dar nu e chiar așa. Crezi tu că ăsta e motiv? Deci după ce că fotbalul românesc, într-adevăr, n-are Timișoara, n-are Steaua. Bine, o să zic că FCSB știi care, eu zic că n-are. Așa, n-are Brașov. N-are Bihor. Acum mi-e frică să mă gândesc cine retrogradează, că văd că... Așa. N-are Bacău, Suceava, Piatra Neamț, n-are jumătate de țară. Corvinu, exact. Da, nici Craiova n-are dacă o judecăm pe la Sângeș. Laur și Vaslui, într-adevăr. Da, deși o echipă cu mai nouă, ca să zic așa, față de celelalte numite mai sus, da, și Vaslui ar trebui. George, să trăiești. Argeș, bravo. Vedeți? Și ne lovim de... Să trăiești dincă, dacă e fi tu. Ne lovim de chiajne, de voluntari, de... Ce vreți, tata? Ați văzut ce liniște pe stadion? Alex, nu. Fuziune între Steaua CSA, ca să o numim așa, și FCSB, eu nu cred că există. Băi, la Argeș, din păcate, într-adevăr, față de acum 30 de ani, e nasol, așa este. Dar tot respectul pentru băieții care merg în continuare. Dar, într-adevăr, e rușinos. Buzău sau Slobozia vin tare din spate. Păi merită mai mult Buzău decât Voluntari dacă discutăm pe orașe. Și cred că și Slobozia merită mai mult decât Chiajna. Păi Herman ăștia dau ca să mă omoare pe mine. Păi nu-i vorba că ai
N-ai cum să ai toate echipele, eu înțeleg, dacă ai idee, câte din astea pe care le-am numit eu se bat la promovare? Cred că niciuna. Pentru Liga 1. Da? Despre asta vorbim. Nu mai zic de Baia Mare, de Satu Mare, de toate astea. Și oi mii pasibiu erau acum 114 ani. Nu știu dacă se vrea promovare la Vitesse sau dacă se vrea să nu se vrea prea atunci să nu se poate. Jiu, da, bravo, uite că de Jiu uitasem. Corect. Bine, n-au cum să fie toate în prima ligă, am înțeles, bă, dar măcar în primele două. Nu se poate. A ajuns să-și facă tradiții în Liga 1 Mioveni. N-am nimic cu oamenii ăia, dar știți ce zic. Campionat de 20 de echipe. Nu știu dacă e cazul. Reșița de bine, de rău sunt în B, Matei. Să zicem că... Hai, merge. În B au mai cochetat cu B-ul. De-o vorbesc de astălalt, nasol. FC Național, Progresul Vechi. Da. Și acolo e nasul. Ei se dezic oficial de... Păi, dar nu te dezici, bă, de suporteri tăi, ești nebun? Că nu știu dacă e vreo rivalitate puternică între echipele alea. Cum îi cheamă? Păi, mă, Peciu Nou sau cum îi cheamă, că nici n-am reținut. Ce e asta, bă, tată? Salut, Georgică! Da, sportul studențesc, din păcate... A avut grijă, m-am și uitat cum îl chema pe ăla. Shiman, așa. A avut grijă de ea. I-a dat peste cap. Să renască sportul, să dea, da, Vasile Shiman, da, așa este. Să dea Dumnezeu să renască toate echipele, da. Peste 34 de ani veni voluntar, va fi văzut ca o echipă de zi. Așa este, da. Băi, după victoria asta lui voluntar, dacă Dinamo pierde, că bă, că mulți mă întrebați de Dinamo aici, dacă Dinamo pierde, etapa asta e groasă. Dacă se face stadionul nu la Dinamo, laur dinamoviștii, trebuie să spună, pentru că din 91 tot aude stadionul la Dinamo. Dinamoviștii poate să-ți răspundă dacă acum chiar se face, nu știu. Păi Marius, ce să faci cu stadionul în regie mâncația? Să joace cine pe el? Rapid, 2, cine să joace? Cine să joace în regie? Să se facă echipă și atunci, da, ar fi ce trebuie. Uite, sunt niște băieți de la sportul care vin la Națională tot timpul. Bravo lor, șmecherie. Carmen București. Până nu vă bulțări lucruri nimic. Alex, cred că așa gândesc 90% din Neamuviști. Cel puțin 90% dintre ei. Dintre suporterii din Neamuviști. Păi și în Cotroceni aceeași situație. Cine se joace în Cotroceni? Joc eu cu tine. Cine se joace? Ha, mă, ce dracu. Păi degeaba ia Metalul Globus un chirie sportul, că nu se duce nimeni la Metalul Globus. Da, dacă vedeți cum arată stadionul din Bacău în interior, înțepeniți. Nu, de sunt niște copaci, ce vorbești, bă, zici că e junga amazoniană. Da. Băiatul din Baia Mare care a distribuit sticări și a fost căsătorită la portare, n-am auzit. La Megidia era stadion, dar Megidia nu prea a avut adicție în fotbal, fie vorba între noi. Adică subțire, Megidia, stadionul, da, într-adevăr, ce trebuie. Am fost pe relativ de curând, da. Pe Alex, dacă le face lui Dinamo, fără să jignesc, să nu crezi că jignesc, sau să nu creadă Dinamo, știi că îmi bajo. La Dinamo, dacă faci stadion de 40.000, iertați-mă, da, sau se umple greu. Da, la Târgu Jiu e stadion și echipa adevărată Vax Albina. Vedeți? Sunt
zeci de cazuri. Gol Șepși, ferească Dumnezeu. Uite, aveam goluri la ăla, eu zic că e răstoarnă cu joc. Vrem pistă fără stadion, bun asta. 25.000, da, 25.000, hai 30. Dar 25, da, și eu zic că merge. Păi Valentinos, dacă așa nu-i place omului să joace cu aia, ce vrea acum? Cu motul, da, e dificil, într-adevăr. Vic, eu nu cred. E unul solid la faro. Ascultă la mine. Dacă se joacă pe bun, îi bate formă. Îi bate și la două diferențe. Pe la 1-0 e ușor să zboare. Dacă îmi scrie înainte să înceapă meciul, era ce trebuie. Meritau și rapidiști 2 zile. Meritau. Băi, fraților, am și un obiect. De fapt, am 3 obiective. Unul asta, unul vi-l spun, două nu vi-l spun. Să ajunge la 9.350 de abonați, dacă se poate. Abonați-vă și voi care vă uitați la live și nu v-ați abonat, vă rog, fratele vostru frumos. Ia uite, vezi? Dacă nu facem 9.350 luna viitoare, nu fac niciun live, mă jur. Da, Valentinos, greu. Atunci greu să facem interviuri în cazul ăsta. Ce zici de treaba asta? Vezi, toată lumea vrea. Și vedeți că eu cer de-alea gratuite, nu fac ca... Da? Nu ne întindem la solești. Asta mulțumită băieților de la Studio 5, că dacă era pe bani acolo era jale. Dar în fine, hai să ajungem noi la următorul interviu și vedem. Nu pot să fac stadionul Ghencea de 20.000, bă, mai nici chiar așa. Lasă că e ce trebuie. Păcat că... Dacă spun conducerea clubului acolo, mi se pare că spun mult. Cei care conduc destinele echipei Steaua se ocupă să fie stadionul gol. Minimal feeling, nu știu dacă comparația să mă onoreze. Păi să promovezi, eu am zis să nu promovezi, Alex. Păi nu e studioul meu, Valentinos, acolo ne primesc băieții aia, că de, sunt și oamenii aia ce trebuie. E mai ușor cu 50.000 de fan la Rapid, că nu prea e cazul. România în Hooligan să trăiește. Nici n-aveau loc să facă stadion de 50.000 de mici. Era imposibil. Deci voia să dărâme gara de nord. Ce drept. N-ai cum. Nitro, nu știu ce să zic. Mai gândește un pic, că nu se știe ca pământul. Știi cum e vorba aia. Și nu uitați de like-uri, vă rog. 100% nici chiar așa vă mâncați. Sorine, să trăiești. Nu era minimal feeling. Păi calaș, îți dai seama. Păi, nu e normal. Vlad Drec, să trăiești. Da, uitați-vă, cluburile pun bețe roate propriilor suporteri, cum avem exemplu Timișoara acum. Bine, poate pare o chestie minoră, dar e vorba de gest. Clujanco, ce faci? Iar a venit Clujanca pe capul nostru.
Silvire, și eu cred asta. Dacă intră Steaua în A, se succes cu oamenii. Și eu cred asta. Dar vezi, la voi e știută treaba, nu are rost să o luăm. Păi nu, că e clujeancă, da, e la alta, că e alb cu negru. Bătrânule, e alb cu negru clujeancă. Clujeancă joacă mâine, cred. Gata, potolește. Am înțeles, dar... Am văzut vag ce zic care sub cetățenii de la Arad despre asta. Vag de tot, că nu mă uit pe forumuri de alea, că n-are sens. Se poate, Adriane, să se meargă... Păi știu eu, mă, Cătăline. Băi, acum, în toată masa de suporterea unui club, nu poate să fie toți pe aceeași linie, că așa e normal. Băi, scrieți mult în chat, ceea ce e un lucru bun. Mă scuzați, nu pot să văd toate comentariile nici dacă vreau. Păi, Adriane, spun eu că la Craiova e la fel. La tribune merg oameni și la una și la alta, la aia care joacă acasă. Vă spun 100%, că știu clar. 100% spun. Deci oamenii de la tribuna a doua merg de obicei acasă când, la aia care joacă acasă. Ca să știi. Mulți dintre ei, nu toți. Mulți, o mare parte dintre ei. Bă, băieți, fiți atenți. Dacă facem 350 de abonați azi, mâine, dar cu camera închisă, facem și noi un live mai lung de la de vreo 10-12 ore. Ca să fie ce trebuie. Dacă se fac abonați, dacă nu, dar facem cu camera închisă mâine. Deci doar dacă se fac 350 de abonați azi. Ne, eu un hater-ul. Hai să trăiești. Silviu, e posibil să fie și la Steaua. Și l-au avut abonamentele scumpe, tată. Alex Petruș, dar sunt și pentru play-off alea? Sau, mă rog, play-out în cazul vostru? Sunt pe tot sezonul sau doar pe... La... Că, de exemplu, la Rapid am înțeles că la play-off se plătește peste. E și pentru play-offs. Atunci e ce trebuie. E un preț nici mic, dar nici exagerat de mare. Păi știu că la Rapid e... se dedică de două ori. De. Ionuț Daniel Tudora, te salut. Da, Alex Petruș, mersi frumos, gata, am înțeles. Băi, stați-mă un pic, că m-a învățat cineva o chestie, dar nu știu dacă e de aici. Marus, un băiat... Mi-a zis că, cică, eu pot să dau cutii din alea, dar nu știu cum să face. Că, cică, pot să dau și eu, cică, am 5 cutii de alea sau 10 până, dar nu știu de unde să dau. Trimite Rapid ești în Oltenia. Din partea mea puteți să fiți și 30.000, foarte bine.
Nu mă bag în conflictul CSA-FCSB, nu m-am băgat de la început. Conflictul ăsta și discuțiile pe tema asta poate să dureze 25 de ani. Ionuț Daniel Tudora, vorbim ce vreți voi. Hai cu ei pe stadion, nu știu dacă suporter clubul ta reprezintă pe Ruza Utei. Eu am rețineri. Alderine, să trăiești. Deci, încă o dată, nu știu dacă suporterul club UTA vorbește numele Peluzei Arădele. Dacă vorbește numele Peluzei, e una. Dacă nu, e alta. Eu Fenerbahce vreau să joace în altă țară. Penibil. Răduranul să trăiești. Cum să joci în altă țară? Hai cu ei pe stadion, uite, chiar o să vorbesc cu cine trebuie de acolo și chiar o să aflu asta. Să vrem sportul studențesc în campionatul maltez. Să trăiești, tată, că știu cine se adresează. Nu te dau aici, că știi ce zic. La egal la CFR-ul. Uite, bă, că aveam triplus aici. Ați văzut? Păi da, Vlage, dar i-am luat pe Herman Ștaru, bă! Ionuț Daniel Tudora, păi deja vine nota de plată, mai mult decât trebuia. Și se va continua. Răzvan 47, vezi că am auzit că ai vorbit pe dos de mine pe alte canale și nu e ce trebuie. Vezi, e treaba ta, nu mai intra aici, că noi suntem bulangii, suntem de aia. Vezi că te afla lumea, ai văzut? Dar îți răspund la întrebare totuși. Dacă ar fi să te tânde ceva în viața asta, care ar fi acel lucru de sănătate? Sută la sută nu văd ce-i de râs la chestia asta cu arestul, mă jur că nu știu ce-i de râs. Hanțilop, să trăiești. Giulesina, pe arată tu că ai luat pe voluntari. Arată tu bine cu unul solid și ce trebuie. Și pe un bine ce crezi, am avut și goluri, că dau gol voluntari, am cam mirosit-o așa. Dar zic, băi, bă, ăștia, ce vorbești, bă, așa ceva? Ferească Dumnezeu. Vă spun eu că e adevărat. Vezi? Nu e ce trebuie. Tu și cu încă un băiat de la Rapid. Ca să vezi că știu exact despre cine e vorba. Da? Da. Asta e soace. Noi să fim sănătoși. Sută la sută, dacă ție îți dă un motiv de satisfacție, să fii sănătos, ce să zic, mie nu-mi dă. Deci când niște suporteri sunt la greu, indiferent de culorile pe care le susțin, mie nu-mi dă satisfacție chestia asta. Că sunt aia la greu. Ai înțeles? Dacă tu ești bucuros și fericit, asta e tot ce îți faci. Ionuțe, exact. Adeline, noi ne luăm după ce spun organele de anchetă, nu ne luăm după altceva. Au spus altceva? Nu. Deci, nu ne dăm cu părerea peste anchetă, că nu e ce trebuie. Până una alta, noi trebuie să credem ce ne spun anchetatorii. Și în cazul de față, după atâta timp,
Și eu sunt convins că e vorba doar despre alea. Eu unul asta cred. Că este vorba fix despre alea. Dacă are Naționala șansă să iasă din grupe, păi de ce să mai... Sută la sută nu e ce trebuie. O, Gugoașe, să trăiești, tată! Bjorn, te salut! Justă sancțiunea pentru Dinamo și UTA, nu? Nu. Și asta că intră copii, asta e... Deci, practic, anulează sancțiunea inițială. Deci, e o tâmpenie. Ori le dai două etape sau nu știu cât le dai, bă, cu porțile închise de tot, ori, dar nu știu, una o anulează pe alta, nu știu, așa o văd acum, Dumnezeu cu mine, nu știu. Interviu cu cineva de la FCSB, a intrat copilul pe telefon o dată sau de două ori, eu am fost singur de la ei care a vrut să intre aici. Sunt bineveniți în orice moment, dacă vor să vină, eu n-am nimic. Pe acest canal, la interviu, poate să vină toată lumea. Absolut toate galeriile române sunt foarte bine primite aici. Alex Petruș, păi nu știu dacă o să fie, că voi jucați afară, dar Dinamo joacă acasă. Ai prins-o, deci dacă deja trebuia dat ceva. Nu e regulă. Mițane, să trăiești. Păi, așa se pare. Nu? Alex Petruș, da. Dar sunt liberi, din fericire. Și. Nicolae, să trăiești. Deci, băi, băieți, încă o dată vă spun, dacă facem 2350, mâine facem live de la puternic. Lung de tot, comentăm meciuri, facem ca toată aia. Dar cu camera închisă. Momentan, bă, că suntem, bine, departe e mult spus, dar în fine. Da, minimal, Felix, am văzut aia. Nu mai e nimic de comentat. Ce să facem? Cu camera închisă, bă, nu ascunsă. Doamne, cum ca o bag în buzunar, ce dracu crezi că fac pe ei? Cu camera închisă, totuși. Nu-mi place. Le văd cu camera închisă, e ca și cum meciul cu porțile închise. Păi la tine e cu porțile închise tot timpul. Și nu mai zic de alții. Deci, voi jucați cu porțile închise tot timpul. Dar nu, comparația nu era. Nu era comparația, da. Atât se poate mâine. Dar asta să vedem că, bă, eu simt că nu-l fac. La cum se prezintă lucrurile, foarte subțire, nu-mi place. Nu, no, păi e greu, mă, Ludo, că e mai... Știe că cu noi e mai dificilă combinația. Nu, no, e cu minte, că știe că... Știe că am replicat la orice, din că e cu minte, mai... din că e decent, e ce trebuie. Eu nu-s Daniel Tudorat, dar de ce te miri, mă, frate? Păi... Nu vreau să învăț gazetărie nici de la Dincă, nici de la altcineva. Vreau să bage scandale pentru Pirul la Dinamo. Exact ca la Timișoara, numai că cu altă formă. Zic, dacă se face numărul de abonați ce trebuie, mâine fac live și stăm a la lung. Să merg cu copilul la mici cu certificat de naștere și buletin. Uite, o să merg la următorul meci al Naționalei, o să merg cu fiul care nu are buletin, să văd ce se întâmplă. Că sunt tare curios.
Sunt tare curios ce se întâmplă în acest caz. Chiar o să merg să văd, dacă nu mă las să intru cu copilul pe stadion. Că filmul nu are vârsta de buletin. Dincă uite că mergi cu Marius cu Imoșanul la meci. Omul are liste, are acte, are locul de parcare, n-are, dar în rest are de toate. Păi băi, Vic, te uiți și tu din autocar, de lângă domnul, știi ce zic? Adelina de n-are. N-are cum să aibă pașaport un copil minor. Sau mă rog. Nu știu la ce vârstă. Nu, mi se pare că la 14 ani poate să aibă pașaport, dacă nu mă înșel, nu? Are și buletin și pașaport, parcă la 14 ani. Nu știu, fiul meu e trecut pe pașaportul urmă. Nu. Are. Eu eram la mama. Da, nu, are, scuze. Are pașaport. Dar îl uit acasă. Da, vă stați un pic, eu eram la mama trecut. Da, nu are fiime, scuze, da, așa e, are. E chiar la al doilea. Da, Imoșanu are dalea de parcări. Parchează la dalea cu liniile albase oriunde vrea. Dar mi-a umplut o poră la să vezi și da. Iar dăm cu pneumatica asta. Edi Roșoga, da. Nu, o singură dată am fost, da. În sfârșit, sănătos să fim. Băiatul din vecin. El știe foarte bine treaba asta, a spus, are niște proiecte, niște dare. Ce vreau acum să zic? Domnule, lasă-le pe ale tale, vină la interviu la mine. Ce trebuie? Ia să verificăm. Deci niciun abonat live-ul ăsta a mâncat bajura voastră. Ați văzut? S-a tăiat și mâine și luna viitoare. Jur că nu mai fac, dar nu mai are sens. Ce șmecherie facem? Am zis, haide domne, că stăm, că facem, că trecem, da, nici chiar așa. Nu facem treaba așa. Nu știu, pe Marine, nu știu pe ce stadion a intrat pe bază de amprentă, dar dacă vine un străin, nu știu cum e amprentele lui, dar în fine. Da, mă rog, dacă zici tu că ai fost, te căi pe cuvânt. Eu nu știu vreun caz de ce este minte. A avut toată matrica la 10.000, fac cu el. Cum să fac cu el, măi, ești nebun la cap. A avut odată ocazia să vină, a zis omul că așa, a dat o sucită să fie sănătos. Păi ne bate în joc. Părul al lucher. Adrian, am depășit momentul ăla cu 1 aprilie, mă, ce dracu, mai suntem. Edi, probleme în trecut au fost tot timpul, dar nu de natura asta.
Ce 10.000 de lei urmă minim am Felix, ești nebun la cap, de unde dracu atâta? Vedeți? Nu fac mă din Dar mă, ce dracu cu de-alea cu pugnitor, de-alea de foaie de hârtie, dar nu știi tu din ce sare. N-ai prins tu așa ceva. Mai aruncai o pungă cu apă de la școală, mai altceva. Când mai fac live-uri cu șef de galerie, când vor să vină șefii de galerie sau când se fac abonat, dacă nu-și mai rost să mă zbat, pentru ce? Nici n-ar prind are 10.000 de abonați, corect? Da, boboașe, e nenorocire, măi, ești nebun, e. Din cauza părului dubios. Frumos, omule. Arțarul mânca bași bărăbă. Ce vor să-și vă ferească Dumnezeu? Da, un portar de mare anvergură. Treci pe dintr-o bară. Da, de Otilia Cazimir. Lasă-ne emoșene să-ți trească. Bă, da, ce mă enervează, bă, când... Live următor de 1 mai mâncam aș vreo asta. Bă, nu cred că nu se abonează 3 oameni pe un live, mă jur că nu cred. Hai cu pe stadion, fuziunea între FCU și CSU, știi cum vorbim acum? Nu vine în cap nicio comparație, că m-am enervat, a spus la meciul de mai devreme. Și nu vine în cap nicio comparație. Da, băi, Dincă, se dărâmă cluburile, ești nebun de câtă lume. Marius Simoșanu, dacă spun că te mă apasă, rămân cu 1000 de abonați, ești nebun. Asta așa, că nu mă apasă nimic. Filip, să trăiești. Valentino, spui cum dracu? Da, mă, mie spui ce dracu. Am făcut interviu cu băiatul ăla de la Colectiv. V-a durut în baște, ți-a 50 de inși. Ați văzut? Dar asta cum mai facem? Nu e problemă, da? Știți ce zic? Nu știu cine este Union România. Union? Nu știu cine sunt. Nu, n-am colecție de tricouri, adică colecția mea de tricouri e foarte mică. La eșarfe și la alea și la folare, da, am foarte multe. Mă rog, foarte multe. Alții au mult mai multe ca mine, dar eu zic că nu stau rău. Nu știu, Filip, cine sunt. Să fie sănătoși. Dar nu știu despre cine vorba. Claudiu, mă bucur dacă ți-a plăcut. Ce părere de brigăzile vechi de la Rapid, B921, Unione Maniacs? Cunosc de la toate trei, o părere extraordinară și băieți de mare calitate. Păi aia care îi cunosc eu, nu-i cunosc pe toți, dar ce trebuie? Ce cunosc eu, ce trebuie? La recuperare de credit. Lasă-mă, Ludu. Foarte bine că există. Bate Corvinul pe CFR. Păi dacă știam asta, Filip, stăteam cu voi pe live 80 ore pe zi, înțelegi, și trăiam din pariuri. Dar nu știu, din păcate. Înțelegi? Nu știu. Băiatul din vecin, dar și eu cred că aia, nu știu, poate a pățit-o el, dar
Vorba ta, dacă te duci în, nu știu, dar nu știu despre ce țară vorbește, că atunci putem să ne lămurim. Filip, să vedem. Nu din că pe ăsta mi se duc la națională. Se zic că nu te supăra pe mine, ai mâncat invers, mă, mâncați așa. Ai mâncat pe dus, ți-ai lăsat în farfurie lobo, dar și ai înghițit din guriță, ce dracu ai mai zăpăcit? Alex Petruș n-are țeapă. O să întrebi cât timp ești băiat, de ce îmi poți să întrebi cât vrei că ai pe stadion? Da, stea gola cu Ultra sunt adevăr, a fost doar o dată de Dinamo. Așa este. Vic, mai pe cruce, așa, mai pe credință că nu e loc. Hai, subțire. Mai pe călcâie, că nu e. Dacă ne înțeleg cine ține, eu știu ce răspunde, da. Ce s-ar fi întâmplat dacă Sud Dinamo ar fi recuperat front? Nu știu vreun caz similar în lume, nu în România. Nu știu niciun caz. Nu, n-am mai auzit asta până acum. Să-ți recuperezi steagul, n-am mai auzit pe nimeni. Dar întreabă-ți prietenul, că dă pe Google și până diseară te informează el. Și rămâne că n-am știut eu, știi ce zic. Întreabă-ți tovarășul, că el e ce trebuie. N-a pus mâna pun și prin viața lui să mă bată mama. Acum, dincolo de Caterinca, nu știu niciun caz de steag recuperat. N-am auzit până acum așa ceva. Hai cu ei pe stadion, n-are cum. Aici e greșit total. Vic are șanse mult mai mari. 100% păi de acolo s-a sărit. Fulare de la suporte dacă se încălzează la capturi. Depinde. Nu știu, Dincă, chiar nu știu, jur că nu știu. Dacă îl pierzi, te simțești tu. V-am spus, n-am mai auzit un caz similar până acum. Ce se va întâmpla la FC Craiova în următorii 10 ani? Păi nu știu ce se întâmplă în următoarele 2 luni. Sunt pe vișini în băjur. O, domnul Stuparu, uite, vezi că ți-ai cuvintez. Eu am fost băiat cu minte și n-am spus. Dar ce zici de anunțul ăla de la comuna aia? Ce zici? Vezi cum ți-o cauți eu? Și vin oameni, bă, la Craiova, la T2 și la una și la alta. Păi știu eu, fost colegi, dar o tata, vreo 10 ți dau și pe nume, dacă vrei. Păi știu eu. Și ea mai vin cu prietenul, cu vecinul, cu alea, așa că taci dreacul din gură. Că... Adi, să trăiești. E, Marine, uite că la Ferencvaros nu știu cum se intră pe stadion. Chiar și nici nu-mi doresc să aflu, crede-mă pe cum. Ludo, eu știu că se făceau X-uri de-alea. Suflet vișinul, nu știu, mă, frățioare. Nu... Bine, drumul e în jos, asta e clar. Pentru care grijă, domnul. Da? Se vede clar, adică n-ai.
Nu spunea de nimic. Am spus eu ceva de rău de oameni. N-am spus absolut nimic de rău. Nu știu imnul FCSB-ului. O stadionul Cotroceni? Habar n-am. Băi, Vic, eu nu-i condamn. Sunt oameni cu CNP-ul mai avansat, știi ce zic. Stai mă, card de membru, băiatul de vecin, card de membru una, am prins altă. Unez la mod. Eugen, ce zi, tata? Se umple eu nou, bine, cu lor. Mâine, că te duci tu, Filip, o să vină lumea să te vadă, să te aplaude în picioare, să vadă cât ești de frumos. Radule, să vezi ce o să te înjure la piniștii pentru ce-i scris aici. Cum să fie pușca și locul lui Rahmani mâini, nebun, vrei să îi retrogradezi păi. Iuliane, să trăiești. Păi suferă Edi, normal că suferă. Nu-i normal? Oamenii nu-l tine suferă, normal. Adriane, dacă îți dorești rău echipei tale, ce să zic? S-ar potrivi bine acolo, Giuleștina, da. Ar fi ce trebuie. Ia să vedem dacă face live mâine sau nu. E clar. Deci mâine fiecare la treaba lui. Adriane, să trăiești, te înțeleg. Păi, Filip, dacă nu se face acolo ce trebuie, nu mai fac asta. Și nici, nu mai fac nici luna viitoare. Bine, nu plânge nimeni că nu mai fac eu live, dar spun așa ca idee. Păi lumea aici nu dă la curbă, dar păi să se aboneze. Ca niște grupe de juniori, Petrol însoțiți de Robi. Da, Robi e și autodidact, ăsta e bun. Se poate, nu zic. Deplasare cu trenul sau cu autocar. Cu trenul toată viața. Nu pus ca și ăsta din Alba și ce fericit ar fi. Hai, da, eu. M-a răspuns, mie îmi spune ce drept. Băi, Sebica ăsta cred că a avut o viață grea până acum, bă, mă, cam aș vrea o să. Băi, Sebica, lasă-ne, mă, să-ți trăiască. No, ți-am spus, a avut varianta să mănânce furculița sau lobă, dar și-a mâncat furculița aici, nebun. A făcut doar de-a îndosele. Săracul e. Marine, ți-a ajutat Dumnezeu, ce să zic? Ți-a ajutat Dumnezeu. Stai bine. Ar
fost bine. Hai hui pe stadion, eu am colaborat cu el, ca să zic așa. Claudiu, te salut. Eu n-am avut probleme cu el. Hai că omul nu e țepar, nu e asta. Concluzia despre ce, Ion? Valentinu, eu cred că el e. Dacă pierde mâine CSU-ul, vă pune pe șmurică în stola asta. Mă aștept la orice, vrei să te minte? M-ar mira ceva? Ramos. Ce vrea acum? Padre Gioni, zi, domnule, despre cine vorbești? Mine vă handicap, dar nu știu dacă un sau doi. A, fii pe mine. Ești de ajutor cu... Pe Robi se ocupă de junior, bă, știam treaba asta. Nu, astea sunt glumele mele. Robina, e ce trebuie, vorba e, Caterin Comu, avem noi niște glume, nu se supără pe mine, stați de și nici eu pe el. Un hotel bun la Veneția, bă, tată, e ce trebuie. Bravo, bă, bună întrebare, suflet vișineu. Pe cum să te duci la Veneția, mă, ce ești nebun? Ești romantic din ăla. Te-a luat tanti pe, te-a luat tanti pe foraș să n-am parte și te duci la Veneția. Romantismul s-a dus, dracu, nu mai. Ai cuii pe stadion, nu știu ce să spun la chestia asta. Dar asta e că îmi place suflet vișiniu, că e pe romantism, e pe alea. E coba. Robi, dacă l-a vrut pe Jumundică la poie, și pune și tu, întrebați-l pe el. Habana. Uite, uite chiar că o să vorbesc cu el despre asta. Uite, chiar o să-l întreb, Edi, fără Catrin. Edi, Giuliștina, scuze. Romantic, dar adică din calea afară. Ți-am spus unde mi-am petrecut luna de miere. Ești nebun la cap, poți să fiu romantic, ești dement. Nu știu niciun nimic. M-a mai întrebat cineva mai devreme. Cel mai romantic gen în căsnicia mea, fereastră. N-am eu dat steamă, a ține bui. Întreb pentru cineva. Hai mă, mie, spui ce vreau. Un vecin de scară care i-a picat internetul. Da, vă suflet vișin, lasă, tu te sănătos. Păi băi, Filip, dacă spun aici, băi, a plânsul, ești nebun. Dar niciun caz, nu la Veneția și nu la Paris, sub nicio formă. Da. Că văd că asta e moda. A, și nu Dubai, ca să fie clar. Cel mai romantic gest văzut la Gogoașă când s-a tuns ultima oară, cred. N-am fost de față, dar așa bănesc. Nu, nu în țara moților. Are pașaport de la 3 luni. Cine, Robi? Cine sponsorii? Să citesc o carte pe Maru Senei. Dincă dacă aș muri a doua zi, da. N-am fost la Paris în viața mea, ce să caut pe Maru Senei, ești nebun. Robie, ce trebuie, mă, ține bunii la cap. Caterin Cămare de tot. El și cu sponsorul mă îmbolnăvesc de nervi, că mă întâlnesc cu ei, dar sunt ce trebuie. Au ei așa o problemă cu domnul, știu ei. Giuleștina, da, așa e. Glasul roților de subtre. Ei, din nu mă deranjează neapărat denumirea de Iuță. Mă deranjează că nu sunt mai cu ea, mă deranjează. Și că nu se abonează lumea să mai face și noi un live mâine. Dar nu face nimic. Stăm pe ghete. Nu e problemă.
În luna aprilie, carantina. Dacă nu vreți, ce să fac? Ai văzut băiatul? Nu e ce trebuie. Deplasări pe vapor în alte țări, da. În România mai încet așa. Rapid Craiova 1915 și Rapid București abia din 36. Ce a făcut? Dincă nu. Dincă în Polonia, dacă tot ești așa curios, în Polonia a fost. Ca să înțelegi romantismul, da? În sudul Poloniei, dacă te bunghești bine, dacă nu, să fii sănătos. Păi grecii în Creta cu ce să duc? Mai rar cu planorul. Sponsore. Eu înțeleg ce ai vrut să zici. Ce trebuie? Dane, să trăiești. Filip în 2012. Acolo am fost, hai, hai. La Cracovia. Dincă eu cu bărcile mă încesc, că le scufund. Mai subțire. Filip, aici că vii la ultimul meci al Naționalei, nu te-am văzut. Vezi că ești derbedeu? Nu ești ce trebuie. Băieți, mai stau până la 21.45. Dacă nu se face acolo ce trebuie, luna viitoare jur că nu mai ești. Să trăiești, țapule! Ce șerpă, că n-am văzut un șerpă canalul ăsta de când eram mic, ești nebun. Răspăie să trăiești, de acord cu tine. Păi mă întreb pe mine, mă, Andrei. Da, Vic, să fii convins. N-ai fost în țară, altceva, bă, tată, nu ca noi. O, să trăiască domnul Sinaru. Sergiu Rus, să trăiești. Păi, mă, ce dracu, uite ce lume bună avem aici. Nu, cu parcarea domnului Șanu e sensibil. Da, Vic le dă din top, ești nebun. Vic e contract permanent. Da, da, e al nostru, e ce trebuie. Le dă frumos, le dă frumos. Nu ne putem supăra pe Vic. Păi băi, Vic, dacă am spus că mâine fac live, cum poți să fiu un auto care ești nebun la cap? Așteptăm-o pe stadion, Filip, că vin repede. Mă găsești la banca de la geam, știi ce zic? Stai, trec cu ține bunit. Păi dacă nu se fac cu 9350 luna viitoare, nu fac. O să vezi. Facem și pariu dacă vrei. Dar nu mai faceți pariu cu mine pe aici, că le pierdeți. Stați cu minți în banca voastră acolo. Am de băut la beri până acum și de recupera bani de pe aici, de pe chatul ăsta, fără de număr, dar o lăsăm așa. Singurul care și-a onorat pariul cinstit a fost Maru Simoșan. Singurul, ca să știți cum stăm. Da, hai să o lăsăm așa, că e bine cum a picat. Ultima oară cu trenul. Oh, dincă bună întrebare. Mamă, stai că nu mai țin minte. Te referi la meciuri? Că la meci tu să-ți răspund, dar dacă la meci te referi, tu să-ți răspund. Dar eu să trăiești.
Ultima oară cu trenul am fost la Bacău, dar nu la meci. Îmi zici tu, căutam un loc de parcare. Păi, Giuleștina, fii atent. Stai că la și 45 cercetez. Like-uri foarte puține. Nu-i nimic, ține minte. Au intrat și oamenii ăștia de la Studio 5 aici. Nimic nu vă pasă, să nu apar. La și 45 dau refresh la ea, dacă nu e ce trebuie. Punem Batista pe țambal cu o lună de zile. Protestăm, păi ne bate în joc. Taie de joc, ui. Iuliane, mersi frumos. Deci dacă se poate până la 21.45, facem 150 acolo și 2350 dincolo e ce trebuie. Dacă nu, suspendăm. Nu cum a zis Demetrescu. Suspendăm. Un aspect din perioada pandemiei pe care îl regreți. Nu. Mladen să trăiești. Ce cămașă, domn? Marius, da. Da. M-am enervat rudă tot fără catering. Da, 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 Dinca a început să se axeze pe mai multe planuri. E bine pentru el, așa că nu știu. Dinca e foarte variat. Pe cine să sumă? Pe care are? Pe Sinorul, poate. Ce gesturi să mai doresc, Mariuse, că... Bă, nu iau că e acolo, dar... Ce drept de gesturi? Mă duc la muncă de aici, ce gesturi să mai doresc? Ce să mă duc să zic lui Butean la ca volebala mingea în care eu, ce dracu să ne mai zice? Băieție, și la ea acolo, ce să mai... Bravo, e lux. Bravo, ce dracu, chiar în halul ăsta de găini. Mariusică, dar o să-ți arăt restul biletului și o să, cred că o să-ți placă. Fără mișto. Dar bine, m-a spus primul meci nu mai are haz, da. Aveți și sistem, dar nu e ce trebuie. Deci etapa asta am un singur meci nepariat. Bine, am pus bani puțin, dar ideea e că se luau mulți și scăpam de berele. Da, e, hai. Vic, intrați în cea mai frumoasă peluză din istorie, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Ai rămas mut. Se poate divulga CSU cu Rapid București. Se închide ori în școli din iunie. Habar n-am. Nea Ioane, habar n-am. Dar îmi place numele. Nea Ioane, haterul. Foarte șmecher. Bravo, mișto. Băi, Vic, oare ceva? Adică hai să nu începem că știi că am replici. Hai să o lăsăm așa cum a picat. Ești băiat ce trebuie. Hai să tragem frâna, că e bine așa. Adriane, se poate?
Deci mai stăm, cred că, 9 minute. Pe live, că văd că nu mai are sens. Păi ce trebuie. Și după aia vrem interviuri, vrem alea. Păi, Rariu, dacă spun după aia, măi, la înjurături, dacă pierzi, așa că nu mai bine îmi văd de treaba mea și nu spun. Pă, bune, acum. Uite, Dincă se pricepe la asta, întrebați-l pe Dincă, că el știe. Rare și eu joc cote mari, frate, dacă îți dau, eu nu joc cote sub 2, înțelegi? Deci am parea ceva care are cotă mai mare de 2, îți dai seama. Adică de la 2 în sus. Dacă chiar te interesează. Nu, până la fix, Maru Simoșanu a inventat aia cu până la fix. Maru Simoșanu a inventat-o pe aia cu până la fix. Dar nu se poate sta până la fix, din păcate. Marginale, vă cred pe cuvânt. Arțarul, mânca bați frumos. Frumoși ochelari, nene. Băi, v-am spus, dacă se fac abonații, mâine stăm, cred că facem record mâine. Rare și uite că tu ești băiat valabil, îți spun. Goluri am luat. Mie m-ar fi crezut că ne e un hater. O amintire frumoasă cu trenul la meci. Pau, 10. 10. Alex, 10. Marius, că tu le faci alt gen, tata. Mie acum îmi trebuie unul cu bani puțin și câștig mare, că n-am altă variantă. Cum e vremea în Canada, ca la Paris. Rareș, nu știu. De pe calea București, altceva, tată, să trăiești. Altceva calea București, mânca mai zi. Altceva. Prima dată că m-a luat poliția la Craiova pe calea București, m-a. Bine, de două ori m-au luat, dar prima dată pe calea București. Zic, nu știu, se poate. Dar ce e 1-2? Dacă ar fi să mă mut, ce cartier din București aș prefera și de ce? Băi, Dincă, sincer, nu m-am gândit la asta. Cornele, să trăiești. Nu m-am gândit la asta niciodată, mă crezi? Care ar fi total de neluat în calcul. Aici pot să răspund. Am două. Militarism și Pipera. În astea două nici plătesc. Hai mă, Limoșanu, că e ce trebuie, Dincă. No. Are Dincă niște întrebări, dar lasă mult. Păi în Giulie Sârbi avem acolo prietenie, pe cum? Ludo, da. Din combinațiile astea, da, clar. Da, bineînțeles. Deci în asta, în alea două, li să mă împuști.
Da, în sfârșit. Băi, din că facem misiunea asta, așa scrie cineva pe aici. O, Inter Alex, să treci, nu te-am mai văzut de când eram nici pe tine. Băieți, în 5 minute se închide taraba dacă nu se fac alea. Alexandre, să trăiești. Din că cred că mă uit să văd dacă am treabă la muncă. De uitat vreau să mă uit. Dar știi de când? De uitat mă uit. Yeah. Stai așa, băi. Am spus Militar Residence. Stați un pic. Frumos o mișnere. Frumos o bă, mânca v-aș vrea. Păi, băi, Inter Alex, ai venit târziu. Păi nu, din că îmi dădea foc, că dacă fac mâine cu camera închisă, e ca la fără spectatori. Păi îți dai seama, Ludo, ferească Dumnezeu. Domnule, două minute verific, băi, abonați-vă și voi să vă trăiască, bă, să sărim și noi acolo părerea, că după aia mai vedem. Dacă vreți să mai facem și una viitoare, dacă nu, rămâne cum am stabilit. Inter Alex, știu, tată, că tu ești ce trebuie. Da, sunt din ăștia, nu-i care n-ar da abonare de aia nici bătut. Zici că le furi salariul, mâncați așa. Ole, o lasă, trăiești. Deci, domnule, într-un minut verificăm acolo dacă nu e ce trebuie. Dar până atunci vă pun o întrebare, în cazul în care e ce trebuie. Mâine facem un live de la lung, dar cu camera închisă, să nu avem discuții. Voi vă pronunțați. Inter Alex, păi știu eu să intru pe asta, ești nebun la cap, eu abia deschid ăsta. Nu mă pricepi la talentul ăsta. Bine, bănuiesc cam unde trebuie să mă uit, dar ziceți dacă vreți, dai mâine. Dar facem cu camera închisă și de la lung. Deci lung înseamnă de minim 8 ore. Dacă e ce trebuie, dacă nu, dar voi să-mi spuneți. Din că nu beau energizant niciodată. Nu le suport. Deci am întrebat dacă facem live mâine, mi-au răspuns doi aici. Ce mai vreți, mă, mânca faci?
Am plecat pe verificare, dar înainte stați o secundă. Giuleștina, dacă e nevoie, avem medicamente, dar dacă nu scrieți că vreți, la ce să nu mai complic? Dar stați, mai zice să facem verificare. Altceva. Gata, am sărit de 9350. Vă mulțumesc frumos. Bine, trebuie să fie 9350 și mâine, că dacă începeți cu dezabonări și cu gurării de alea. Facem. Gata, bă, tot. La noapte după 12 îl setăm. Pe la 12.1 cred că încep. În jur de 12.1. Domne, mai stăm 10 minute maxim. Păi mă prind și după, mi-e stai niște. La cât jucați voi, Vic? La cât e meciul? La cât e meciul tu? Nici mă mut. Nea Ioan, care sunt șansele să zboare înapoi dacă pierde și etapa asta? Maxime. L-am luat doi, ca să știi cum stai. La 21? Păi băi, Vic, cred că mă prinzi înainte să pleci mai repede. Mamă, Dinca a zăpăcit, cred că și-a pornit live-ul. Băi, Dinca, mai ești, mai aici? Corneliu așa cred. Jur că așa cred. Nu prea joacă, e mare lucru, dar... Eu zic că e nasol. Hai mă, Dinca, uite, stau să mă mai întreb și tu ceva și după aia mă duc la servici, mâncă, faci părerea voastră, că... Adriane n-are nicio șansă, spun eu, ca să știi de acum. N-are. Dacă pierde mâine, e gata, ascultă la mine. Nu e Poli Iași Botoșan, e invers. E Botoșan cu Iași, nu e același lucru. Da, și tatuaje pe sticlă o să facă suflet vișine. A, băi, Vic, ești altceva, mă, mâncați. Intră la Dinca Audio dacă ești șmecher, intră pe alea. Vic, dacă ești bazat, uite că ți-am dat probă de șmecherie acum. Intră la Dinca pe stream, iar dola sau cum se cheamă drăcia de face el. Dinamo cu Petrolul. Dar mi se pare că e luni meciul. Sunt lucruri pe care le vezi în care arată ultra și ai făcut diferiță. Băi, nu regret ce am făcut, asta clar. N-am făcut mari fapte, nu de-astea cu fitejii, cu de-astea nu. Dar poate regret niște deplasări în care am lipsit, da, asta e situația. Nu sunt multe cele pe care le regret. În rest, îmi pare rău că s-a ajuns în situația de azi. Asta e singurul lucru care îmi pare rău. În rest, nu îmi pare rău de nimic. Nu. Decât de niște deplasări în care am lipsit din diverse cauze. Vic și Inter Alex, că ați vorbit de Dinamo. Dinamo intră într-o situație foarte nasoală. Deci au bătut și voluntariul azi. Dacă nu bag pe Petrolul, e nasol. Dacă nu-i bate pe Petrolul Dinamo, e groasă.
știu dacă... Deci asta, victoria asta voluntarului complică mult situația. Dacă bate Petrolul pe Dinamo, e nasul. Deci dacă bat etapa asta, dacă bați Iașu, Oțelul și Petrolul, e groasă rău. Bine, nu înseamnă că e gata, dar e groasă rău. Mai dați și voi 3 lecuri să plec și eu cu 150 la muncă să vă trăiască voi. Păi Vic și meciul direct, cine îți garantează ție pe aici? E nasol. Tu gândește că nu mai joacă cu spectatorii cum trebuie acasă. Tot campionatul. Da? Am mă, fraților, mă dați și voi 3 lecuri să vă iau și ușor. Nu știu ce e luna asta la Dinamo. Da, și asta cu licențele e complicată. Deci, domnule, live-ul ăsta cam pe aici se termina. Cine vede mai încolo live-ul, dați și voi un live, vă rog frumos, abonați-vă care nu v-ați abonat, care poate să-și ia membru din ăla, mulțumim frumos, în rest să fim sănătoși. La prins se rezolvă licența. Bravo! Așa mă, fraților. Deci să ne revedem, să... Hai, mai stăm până la fix vorba numai, uite, 6 minute. Da? Să ne revedem sănătoși încă o dată mâine live lung. Îl setez după ora 12. La like cu 58 să intră ca să nu avem vreo discuție și o să crească cu un like așa în fiecare live. Așa mi se pare corect, nu? Așa. Tot mâine încerc să pregătesc un interviu cu 2, dacă se poate. Nu prea am încredere, dar sper. Așa. Mâine o să aflați dacă îmi este paciența sau nu. Dar mâine pe seară așa se va afla. Așa. În rest, ce să vă zic? Să bucurați-vă de deplasări. De astea cât mai aveți. Stați un pic, vă rog. Paște fericit pentru cine e din comunitatea catolică. Absolut. Nu avem nimic cu nicio religie. S-a rezolvat licența la Ploiești. Foarte bine. Asta ar fi culmea, să mai o dăm de gar și cu Petrolul. De bine, de rău. Vine lumea la stadion. De ce trebuie? Nu se știu invitații, că n-am spus la nimeni varianta asta. Nu știe nimeni. Credeți-mă pe cuvânt. Ultra nu știe nimeni, sută decât eu. E grea, dar nu e imposibilă după mintea. Mâine vă spun. Mâine, dacă sunteți și trebuie, dacă iar mă rog de voi să dați un like acolo, nu mai are sens. Deci se mai stă până la fix, se închide taraba după aia. Nici invitatul nu știe, nu. Jur că nu. N-am vorbit cu ei intrare. Bani, vreau să fie 2 și de la galerii diferite. Ca să fie ce trebuie. Dacă vă iese,
N-ai să vezi. Ultra n-ai să vezi așa ceva. E din ce în ce mai rău pe scoarță. Hai băieți, mai stăm 3 minute. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, ne-o luăm ușor. Că... Da, cu metri acum, stai așa. Minimal Feelings, noapte bună, mersi frumos pentru donația făcută mai devreme. A, păi dacă îmi faci urări de astea, Vileștina, vezi că-ți fac de alea, dar îmi dau seria de plânge lumea în sală. Nu-mi plac astea, vezi că sunt urâte. Lasă că știi tu când nu-i câștigai. Hai că m-a convins, Giuleștina. Bravo, bă, cum e, trăiești ce trebuie. Edi Roșoga, încercăm. Mihai Simon, păi ce facem, ne bate în joc? M-am obișnuit. Ce să-i fac, domnule, dacă lucrează cu amatorii? Asta e situația, ce să facem? Așa să-ți ajute Dumnezeu, băi ăsta, Giuleștina. Păi nu mai are sens. Mâine, Mihai, mâine facem live de la toată ziua, Balamuc. Măcar de fece națională. Ludo nu se știe ca pământul. E, Mihai, m-am săturat de asta de când era mic, ești nebun la cap. Gata, bă, băieți, încă o dată vă mulțumesc frumos că ați fost aici pe live. Mulțumesc frumos de membri, dacă au fost, donații una sau două, vă mulțumesc frumos, mersi de comentarii, mulțumesc de like-uri, continuați alergarea, orice comentariu, orice like, orice membru, orice donație, orice abonat nou, contează. Da? Așa ne ridicăm și noi canalul și devenim și noi altceva. Da? Băi, băieți, seară bună, mersi frumos. Și nu uitați că după ora 12 și un sfert, așa și 20, cine stă noaptea asta pe alte treburi, setez live următor, da? Pentru mâine. Fără cameră, că... Fără cameră. Da? Bă, băieți, vă doresc o seară bună, weekend plăcut, în cazul în care nu ne auzim mâine. Adică eu vorbesc și voi înscris. Să vi se împlinească ceea ce doriți. Distrați-vă dacă aveți posibilitatea. Să fiți sănătos, sponsorică. Te salut și ne vedem mâine, da? După ăla cu 58. Știți ce zic. Da? Hai, seară bună și încă o dată. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Pa, pa! Seară bună, mai bine, pa!